Per l'onore a lui, provate a contrastare di bene la casa, stanzino sia con me, da quello di sus, come avem nevoie. În momentul de direculege, nu se vorbește, domnul profesor. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă bine, apoi, frumoși pentru Dumnezeu de Șurul, vă mulțumesc, fiți invitați. Deci la participarea ședinței este o urmare, așa simt la sala Orhei, județul Bacău, care se va desfășura în sala Mare a Primăriei, Primăriei Orhei, din satul Orhei, strada Luz, 1977, cu numărul Orhei, județul Bacău, unde va fi supus analizei și dezbaterii următorului proiect al ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator, primarul de acestare. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator, primarul de acestare. Proiect de hotărâre privind punctul 3. Proiect de hotărâre privind participarea la program al obiectivului reabilitare tehnică, școala gimnazială numărul 1, cu clasă de 1-8, satul Orbeni, comuna Orbeni, județul Bacău, în vederea depunerii spre finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice. Inițiator, tot apostat. Și punctul 4, proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, comuna Orbeni, în ADA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vapor, privire la punctul de deschidere pe loc organizarea ședinței ADA, ABIS, din data de 22.11.2021. Înțeleagă? Și v-am făcut o postare. La asociația de vieții, să ziceți și eu câteva gândi. Da? Da. Supunem la următoarea ordine de zi, plus intervenția pentru faptul la sfârșit. Cine se pierde? Împotrivă, abține? Rugăm cu domnul secretar să ne prezinte materialul în ședința. La citire procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Orbeni, județul Bacău, din data de 5.11.2021. Astăzi, 11.2021, începând cu ora 9 și cu desfășurarea în sala de ședință a primăriei Comunei Orbeni din satul Orbeni, strada Luz, comuna Orbeni, județul Bacău, are avut ședința extraordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analize și dezbateri proiectele înscrise pe ordinea de zi aferente. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință care decide proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Orbeni ca membru în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la școala gimnazială numărul 1 Orbeni, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Orbeni, județul Bacău, cuprinse în hotărârea Consiliului Local Orbeni numărul 36 din 06.08.2021 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău și hotărârea Consiliului Local Orbeni numărul 38 din 31 august 2021 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, județul Bacău de către Consiliul Local Orbeni, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru proiectul ordinii de zi în forma prezentată. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru. Are punctul secretar general al Comunei Orbeni, județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul 1 al ordinii de zi. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Orbeni ca membru în Comisie de Evaluare a Probei de Interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială numărul 1 Orbeni, inițiator primar Popa Costache.
Are cuvântul privat Comunei Ormeni, care vrea citirea materialului referent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se solicită propuneri. Domnul Moraru Nicolae îl propune pe domnul Chiamuș Costică. Se solicită noi propuneri. Domnul Fabiu Viorel îl propune pe domnul Moraru Dan Constantin. Se supune la vot prima propunere. Este înregistrat următorul rezultat. 11 voturi pentru, o abținere din partea domnului Fabiu Viorel și un vot împotrivă din partea domnului Moraru Dan Constantin. Se supune la vot a doua propunere. Este înregistrat următorul rezultat. 2 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Astfel, cu baza rezultatului înregistrat, persoana desemnată din partea Consiliului Local Urbeni este domnul Chiamuș Costică. Solicită intervenția domnului Fanto Viorel. Modalitatea prin care s-a ajuns să fie desemnați directorii structurilor de învățământ în ziua de astăzi nu are nimic de a face cu ceea ce ar trebui să fie pentru a determina un învățământ de calitate așa cum aveam îndeput. Este nefiresc ca rezultatul interviului să răstoarne un rezultat bun sau chiar foarte bun obținut la testarea cunoștințelor. Cred că de 30 de ani toate aceste schimbări fără continuitate nu au făcut altceva decât să ne îndepărteze din normalitate și să conducă învățământul românesc în afara acesteia. Solicită intervenția domnului Popa Nicolae. Sunt copii la școală care nu știu să scrie numele. Solicită intervenția domnului Moraru Dan Constantin. Cred că prin reprezentanții pe care îi avem în Consiliul de Administrație am putea fi informați cu privire la activitatea, dar și problemele școlilor din Comuna Ormeni. Solicită intervenția domnului Fandu Viorel. Scopul esențial este ca la nivelul școlii în Consiliul de Administrație este să discute dincolo de problemele curente, aspecte care țin de substanța activității didactice. Sunt necesare analize atât activității curente cât și previziuni pentru viitor. Are cuvântul primarul Comunei Ormeni. Ne-am străduit și o facem în continuare și cred că acest lucru este vizibil prin faptul că avem școli noi construite cu dotările aferente, copiii au la dispoziție microbuze pentru transport, alte aspecte incomparabile condițiile în care majoritatea celor prezenți au învățat la timpul lor. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor, aparținând domeniului public al Comunei Ormeni, județul Bacău, cuprinse în hotărârea Consiliului Local Ormeni numărul 36 din 6 august 2021, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiește domeniul public al Comunului Ormeni, județul Bacău și hotărârea Consiliului Local Ormeni numărul 38 din 31 august 2021, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiește domeniul public al Comunului Ormeni, județul Bacău, de către Consiliul Local Ormeni, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Ormeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Are cuvântul secretarul Comunei Ormeni, care dă citire materialului aferent, se solicită intervenții. Are cuvântul domnul Fandu Viorel. Inițiativa este foarte bună în contextul în care se creează o oglindă a tuturor bunurilor, un document justificativ de proprietate atât de necesar pentru demararea oricărui proiect. Are cuvântul primarul Comunei Ormeni. În acest moment, față de orice demers de a trage fonduri pentru ori, pentru orice activitate de construire, reabilitare, nu poate fi început fără carte funciară, corectă, întocmită și verificată pentru a nu avea surprize în legătură cu eventuale suprapuneri. Domnul primar anunță finalizarea lucrărilor de cadastrare în număr de aproximativ 1000 de imobile, aspect care a fost adus la cunoștință prin toate mijloacele de publicitate posibile. Cadastrarea a vizat zona cu limitele Cotar-Valea Seacă, calea ferată Râu Siret, Cotar-Parava, determinați și de traversarea acestei zone de viitoare autostrada a 7. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, sunt înregistrate 13 voturi pe an. Președintele de ședință declară închise lucrările prezente în ședință. Mulțumim, domnul secretar. Dacă sunt intervenții, urmează la materialul prezentat. Vă supun la vot. Cine se pierde? Împotriva la tine. Trecem la următorul pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept în momentul de expirare duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunului Ormeni. Județul Bacău. Dau citire referatului constatator pe care legea ne obligă să-l întocmim imediat sau ori de câte ori intervine o situație care generează astfel de, știu eu, evenimente și ne pune în astfel de momente. Referat constatator privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ormeni, județul Bacău.
Domnul Marteș Gheorghe a fost ales urmare a legilor locale desfășurate la nivelul Comunei Orbeni, județul Bacău, în luna septembrie 2020, în funcție de consilier în cadrul Consiliului Local Orbeni, județul Bacău. Domnul Marteș Gheorghe a decedat în data de 6-11-2021 în municipiul Bacău, județul Bacău, astfel încât, potrivit prevederilor ordonanței de urgență Guvernului numărul 57-2019 prin codul administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept că, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, ca efect al decesului, data încetării de drept a mandatului fiind data apariției evenimentului, în speța dată, data de 06-11-2021. În realizarea procedurii legale, la anumite situații de încetare a mandatului de consilier, înainte de expirarea duratei normale a acesteia, conform dispozițiilor codului administrativ, printre care se numără și decesul unui consilier local, Consiliul adoptă la propunerea primarului o hotărâre prin care ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea autorității deliberative are la bază un referat constatator semnat de primar, secretarul general al Comunității Administrativ-Teritoriale, acesta fiind însoțit de actele justificative. Văzând documentele care au stat la baza alegerii Consiliului Local Orbei în alegerile locale din 1 septembrie 2020, se constată că domnul Marteș Gheorghe a candidat pe lista Partidului Social Democrat. Astfel, în aceste condiții, se propune Consiliul Local al Comunei Orbei să constate încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Orbei județul Bacău a domnului Marteș Gheorghe, urmarea decesului acesteia. Prezentul referat constatator este susținut și este însoțit de certificatul de deces, seria de 11 cu numărul apel, eliberat de primăria municipiului Bacău. Voi da citire și proiectul de hotărâre. Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Orbeni județul Bacău, având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Orbeni, referatul constatator semnat de primarul Comunei Orbeni, secretarul general al Comunei Orbeni, certificatul de deces eliberat de primăria municipiului Bacău la data de 8-11-2021, prevederile articolului 204 aliniatul 2, litera L, aliniatul 3, aliniatul 6, aliniatul 10 din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, avizile favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orbeni județul Bacău, prevederea articolului 129 aliniatul 1 aliniatul 14 din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 5 aliniatul E, litera I, articolul 139 aliniatul 1 și articolul 196 din codul administrativ, hotărăște. Cu data de 6-11-2021, Consiliul Local Orbeni județul Bacău constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Orbeni județul Bacău domnului Marteș Gheorghe. Adică 2, cu data de 6-11-2021, mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Orbeni județul Bacău domnului Marteș Gheorghe încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, urmarea decesului acestuia și se declară vacant locul de consilier local al acestuia în cadrul Consiliului Local Orbeni. Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Orbeni, județul Bacău, instituției prefectului și se vor asigura comunicările necesare și publicitatea acestea. Să spunem la motiv de pe. Împotriva acțiunea. Deci, la punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Da, o să trecem în revistă. Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului de venit și cheltuielile luate în Orbeni județul Bacău pentru luna noiembrie anul 2021. În baza prevederilor legii 15 din 8-3-2021 a bugetului de stat, al legii 273-2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571-2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni va suporta următoarele rectificări. La partea de venituri, am obținut finanțarea din prin programul PNDL 2, suma de 32.000 de lei, ce reprezintă situațiile de lucrări transmise către Ministerul Dezvoltării pentru obiectivul de investiții, reabilitare, extindere și dotare dispensar uman sat Scurta. E vorba de dotările care au avut loc la cabinetul medical. Ele au fost efectuate și acum urmează de cont. Deci total venituri 32.000 de lei. La partea de cheltuieli, au fost operate câteva modificări din capitolul și aliniatele unde au fost economii, au fost dirijate sumele
către celelalte alineate și articole pentru a completa și în ideea în care ne dorim să funcționăm cum să finalizăm anul cum trebuie. Deci la capitolul autorități publice și acțiuni externe, la partea de bunuri și servicii, de la piese de schimb și alte obiecte de inventar au fost diminuat cu 8.000 de lei, la pregătire profesională de asemenea cu 1,4 mii lei și au fost dirijați către alte cheltuieli cu bunuri și servicii de 71,4 mii lei. Aici suntem obligați de lege, vorbesc, să schimbăm tot ce înseamnă numerotarea clădirilor și a străzilor prin programul RENS, mă indexez exact legea care precizează lucrurile astea, și am dat comandă pentru tot ce înseamnă numere de locuințe, din nou denumirea străzilor, numerotare de nouă, fiecare stradă va porni de la numărul 1 și se va finaliza la numărul 10, 20, 50 după caz. Deci fiecare stradă și va fi pe dreapta numerele impare, pe stânga numere pare. Deci vom fi nevoiți, în momentul în care intrăm și facem treaba asta, automat și oamenii vor fi nevoiți din nou să-și schimbe actele de identitate. Dar se vor face treptat, în mers, nu dintr-o dată. Nu avem altă soluție. Deci urmează să apropie recensământul populației și suntem obligați să facem și lucrul ăsta. Deja am dat comandă și se adună ceva sumă de bani și pentru operațiunea asta. Și am mai făcut în completare, am venit la fiecare intersecție, la fiecare stradă, o să apară indicatoare cu strada din dreapta care va avea un nume și plus un indicator care va dirija în continuare strada principală, de exemplu Răzeșilor, cu Făinești. Pe partea dreaptă va avea o săgeată indicatoare strada Făinești și toată înainte strada Răzeșilor, până să finalizează, am dat un exemplu. Să le fie ușor și celor care aduc corespondență în sat sau alte materiale, și salvare, și pompieri, și toți ceilalți care mai intră. Am zis să completăm tabloul ăsta cu indicatoare și cu numere de locuințe. E un beneficiu pentru toată lumea. La partea de învățământ am diminuat cu 105.000, după cum vedeți, de la obiectivul de investiție amenajare curtea interioară, pentru că timpul fizic nu ne mai dă voie. Până obținem autorizația și tot ce înseamnă documentație, am lansat proiectul tehnic, se lucrează la el, dar fizic nu mai avem timp să mai executăm și lucrarea. O să o executăm în anul următor și atunci o să dirijăm o altă suma de bani necesară în momentul în care vom construi celălalt buget, de 2022. La capitolul sănătate, cheltuielile de capital, am suplimentat cu 32.000 de lei sume care au venit de la Ministerul Dezvoltării pentru dotarea dispensarului medical scurtă. La capitolul cultură, recreere am diminuat cu 2.000 de lei, de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii. La partea de asistență socială am suplimentat salarii de bază cu 25.000 de lei și am corectat la contribuția asiguratorii de muncă și ajutoare sociale numerar cu minus 7.000, respectiv 18.000 lei. Deci se închide pe zero capitolul. La partea de bunuri și servicii, capitolul locuințe și servicii de dezvoltare publică, am suplimentat la încălzit iluminat 20.000 de lei și am, așa cum v-am spus și înainte de a începe ședința, alocat suma de 25.000 de lei pentru iluminatul public pentru sărbătorile de iarnă. Deci total capitol 45.000 de lei. Bugetul de venituri și cheltuieli anual pe urbe pentru anul 2021 va avea următoarea formă. La partea de venituri proprii, 1390,60 lei, repartizate în trimestrul 241.000 lei, trimestrul 2633.000 lei, trimestrul 3477,60 lei, trimestrul 439.000 lei. Sume de păcate din TVA, 3844,65 lei, trimestrul 1, 1074, trimestrul 2, 786, trimestrul 3, 1069 și trimestrul 4, 915,65 lei. La cote defalcate din impostul pe venit, pe total an 1420 de lei, repartizate în trimestrul 1, 347,25, trimestrul 2, 347,25, trimestrul 3, 380,25 și trimestrul 4, 345,25. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care finanțarea pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 1446,60 lei, repartizate în trimestrul 1, 834,60 lei, în trimestrul 3, 580.000 lei și în trimestrul 4, 32.000 lei. Finanțare AFIR, 26,30.000 lei de total an, repartizate în trimestrul 3. Și fondul de intervenție al guvernului, 60.000 lei, la fel repartizate în trimestrul 3. Le total venituri,
8212,45 lei totala, repartizat în trimestrul 1, 2511,85 lei, în trimestrul 2, 1766,25, în trimestrul 3, 2587,45, trimestrul 4, 1346,90, cheltuieli, 8970,45 lei pe total an, în trimestrul 1, 2540,63 lei, în trimestrul 2, 2181,50 lei, în trimestrul 3, 2861,42 și în trimestrul 4, 1386,90. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității oasei organizării la finalul anului. Și proiectul de hotărâre, nu voi dau citire preambulului, la articolul se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, după cum urmează, și sunt cifrele pe care mai devreme le-am citit. Articolul 2. Se propune a se aproba virarea decretului bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, asigurări și asistență socială, după cum urmează. Sub capitolul 68052, de la articolul 10.0307 la articolul 10.0101, suma de 7.000 lei, și la sub capitolul 68052, de la articolul 57.0201 la articolul 10.0101, suma de 18.000 de lei. Articolul 3. Se propune aprobarea sumei de 25.000 lei la subcapitolul 70.0602 pentru iluminatul public sărbătorului de iarnă. Articolul 4. Se propune aprobarea actualizării și completării listei obiectivului de investiții conform anexei 1 la prezenta și articolul 5. Sume de înscrise în buget pe anul 2021 vor avea baza legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite prioritățile de angajare a cheltuielilor. Cam asta ar fi în linii mari. Aveți și dumneavoastră materialul pe care le-ați primit. Dacă sunt discuții. Dacă sunt ceva intervenții pe marca materialului prezentat. O să spun la mână. Cine se pierde? Împilă, abține. Suntem la punctele 4. 3. Proiect de hotărâre privind participarea la programul obiectivul reabilitare tehnică școala gimnazială numărul 1 cu clasele 1-8, satul Orben, Comuna Orben, Județul Bacău. În vederea depunerii spre firmă țare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Inițiativa în prima. Da, o să dăm citire și materialele pe timp. Deci referat de aprobare privind participarea la program a obiectivului de reabilitare termică, școala gimnazială numărul 1, clasele 1-8 Orben, sat Orben, comuna Orben, județul Bacău. În vederea depunerii spre a obține finanțare prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Analizând documentația tehnică, devizul general și al obiectivului din cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, articolul 120 și 121 alineatul 1 și 2 din Constituția României nepublicată, articolul 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, s-a adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea 1999/97, articolul 7 alineatul 2 din legea 287/2009 privind codul civil republicată cu cod modificări ulterioare referitoare la contracte și convenții, hotărârea Guvernului 907/2016, ghidul de finanțare în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru clădirile publice, prevederile articolului 108 litera A, articolul 298 și următorul, articol 362 aliniatul 1 și 2, articolul 139 aliniatul 3 litera G al ordinului 57/2019 din codul administrativ, articolul 129 aliniatul 2 litera B aliniatul 4 litera D din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 prin codul administrativ, în baza articolului 139, aliniatul 19 și aliniatul 3 litera B, aliniatul 4, din articolul 45, aliniatul 1, ordonanță de guvern 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, fac propunerea Consiliului Local să adopte, să aprobe documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, laborator, SRC Constant Construct, ce va fi depusă în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă energie în clădirile publice, denumit în continuare program,
Indicatorii tehnico-economici sunt cei detaliați în cadrul DALI și anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Valoarea totală a obiectului este obiectivului de investiții este de 2.959.680,19 lei cu TVA, 2.490.238,03 fără TVA, din care C plus M, 2.104.745 lei, valoare inclusiv TVA, conform devizului general anexat la prezenta hotărâre. Deci se dau citirea și anexei 1 la HCL, datele generale ale obiectivului de investiții, fiind vorba de o clădire pentru activități de învățământ, principalul scop al soluției este realizarea unui spațiu eficient și funcțional și, de asemenea, creșterea eficienței energetice a clădirii, având în vedere amplasarea în teren a construcției existente, în raport cu necesarul funcțional stabilit prin tema de proiectare, se propune reabilitarea clădirii existente cu respectarea parametrilor propuși prin certificatul de urbanism și al legislației și normativelor în vigoare. Ca urmare a situației prezente, este necesară și oportună realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului cu scopul de a crește performanța energetică, respectiv reducerea consumului energie, consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, aducere la standardele actuale ale instalațiilor. Scopul principal al proiectului este de a crește performanțele energetice ale clădirii, reducând consumul anual de energie finală și îmbunătățind astfel calitatea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și aici sunt o serie de măsuri ce privesc criteriile din program. Nu știu dacă e nevoie să mai citesc toată cifrarea și toate detaliile, dar aveți și dumneavoastră material. Eu zic că e un lucru eficient în condițiile care o ținem finanțarea și un lucru benefic pentru tot ce înseamnă activitatea de școală respectivă. O să dau citire proiectului de hotărâre atunci. Trec peste preambul și mai merg la articolul 1. Se aprobă participarea Comunei Europene, județul Bacău, în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Articolul 2. Comuna Orbeni va respecta toate cerințele programului și ale contractului de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. În acest sens, în conformitate cu articolul 12, aliniatul E din ghidul de finanțare al programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobă participarea la program respectiv. Își exprimă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile al obiectivului în procent de 10%, respectiv 260.679,97 lei TVA inclusiv. Își exprimă acordul privind susținerea în totalitate a tuturor cheltuielor neeligibile ale proiectului în valoare de 352.881,54 lei cu TVA, din care TVA 53.230,61 lei. Valoarea totală a investiției este de 2.959.680,19 lei cu TVA. Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.606.798,66 lei cu TVA. Valoarea ajutorului financiar nerambursat este de 2.346.118,79 lei cu TVA. Valoarea cheltuielor neeligibile de 352.881,54 lei cu TVA. Articolul 3. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economice ai documentației de avizare a lucrurilor de intervenții, elaborator SC Constant Construcțiile de care va fi depus în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, denumit în continuare program. Indicatorii tehnico-economici sunt cei detaliați în cadrul DALI și anexa 1, parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 4. Persoana desemnată să reprezinte Comuna Orbeni relația cu administrația Fondului de Mediu este subsemnată. Articolul 5. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Orbeni. Articolul 6. Prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului comune, intermediul prevăzut de lege, primarul Comunei Orbeni, prefectul județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Da. Dacă sunt intervenții, materiale aveți cât mai detaliat tot ce înseamnă și ce cuprinde programul ăsta pe fiecare sală de clasă, pe fiecare hol, etaj. Ca să fiți sincer, bună școală are nevoie de o intervenție cel puțin la interior, cel puțin la interior. Sperăm să reușim.
Acum nu e izolat de loc. Este, da. Dar interiorul lasă de dorit, e parchet din anii comunismului, avem vopsea, tot așa. Nu-i străduit, dar prin programul, prin proiectul ăsta. Normativele noi oferă alte condiții de studiu relevilor și e foarte bine că se încearcă acest proiect. Dacă mai sunt alte intervenții, domnul Fabian. Dacă vă amintesc bine, reabilitarea exterioară termică a fost făcută în 2014-2015, printr-un proiect pe care l-am asumat. Cred că atunci am lucrat după normele valabile și în 2015 și probabil și acum, cu mici modificări. Consider că reabilitarea termică exterioară nu se justifică, fiindcă nici nu cred că e amortizată lucrarea. Și atunci am investit sume importante în reabilitarea termică a clădirii. În urmare, o fi legală investiția, dar nu cred nici necesară și nici oportună. În situația în care, doar în 4-5 ani de la data execuției, nu cred că s-a deteriorat atât de grav. Singurul lucru care cred că ar trebui refăcut, după din opinia mea, ca neconstructor, ar fi refacerea culorilor, care, datorită sabiei, s-au mai estompat. În rest, în partea privind de reabilitarea exterioară, încerc, nu văd necesară o investiție de asemenea amplat. M-am bucurat întotdeauna la investițiile în infrastructura școlară, care aduc ordiniu în zona civilizației moderne. Așa cum, desigur, am fost de acord și eu și ceilalți consilieri cu la amenajarea curții interioare, care a schimbat fața. Sigur, și aici era de discutat suma la care s-a ajuns, pentru că dacă văd cum s-a finalizat, sincer, așa avea o sânge din mânt, ținând cont de când e banul public. Faptul că doar a fost vopsit gardul și tempuit așa o puțin și a rămas în condițiile în care era și înainte de execuție, s-a făcut cu economie maximă. Nu s-a făcut economie la bani. Ceea ce personal mă îngrijorează. N-am văzut tot, nici n-ați prezentat. Atunci nu cred că sunt eu de bine, că n-ați prezentat situația de lucrări, astfel încât să dispară orice suspiciune privind valoarea la care s-a ajuns în urma execuției. Deci s-a plecat de la opțiune, am înțeles-o, iar la finalizarea acesteia, aveați obligația să prezentați Consiliului situația la zi a lucrărilor cu partea executată. Și atunci dispărea această suspiciune pe care eu personal o am privind valoarea care, dacă rămâne așa acum, ar fi exagerat. Deci dacă n-ați văzut tot ce vă dați cu părere? Păi îmi dau cu părere pentru că nu știu și pentru că n-ați prezentat. Am repet. Da. O să atent. Este suma la care s-o plecat la licitație, în prima fază, care a fost estimată. Iar lucrările nu constau la cel grafic care știu nevați și celălalt consilier, tot bateți apa în viu. E vorba că cheltuielile mari s-au dus în zona asfaltului și a bazelor și organizarea terenului pentru pregătirea terenului pentru așa ceva. Gardul că a fost vopsit și astea, astea sunt cheltuieli minime. O să vedeți în situații destule. M-am bucurat. Și fără aș dori să nu mai dedic nici un soi de țâlnă, pentru că eu nu vreau să fac din intervenție mele un soi de oaieneală. Pur și simplu, ai obligația să prezinți orice situație transparent pentru a elimina orice suspiciune. Iar din face vis-a-vis de reabilitarea termică, numele, poate vă duce cu gândul că e vorba de reabilitare exterioară a școlii, dar dacă vă uitați în indicatorii tehnico-economici, o să vedeți că majoritatea, 99% din lucrări sunt în interiorul școlii. Pe holuri, pe sală de clasă și așa mai departe. Nu știu, ne-a văzut dumneavoastră în exterior așa, că să pune accentul ceea ce înseamnă exteriorul școlii. Uitați-vă în material. E vorba de mozaic, parchet relaminat, parchet în fiecare sală de clasă, vreți și ce mai e nevoie acolo, pe fiecare. Uitați-vă și o să vedeți. Plus sistemul electric, plus sistemul de încălzire. În zona aia se duce proiectul cu gândul. Nu la exterior, la acea izolație de care pomeneți dumneavoastră. Pentru mintea mea de specialist, reabilitarea termică se referă la impactul dietului și exterior. Dar nu știu dacă e normal, dacă e pus parchet și ai realizat tot timpul. Prea puțin impactare.
Dar poate fi o parte de lucrări, parte de lucrări. Însăși programul duce cuvântul la creșterea eficienței energiei. Și acest organul de lucrări care duc în zona asta. Dacă mai sunt alte intervenții. O să punem la vot. Cine este cu el? Împotrivă? Abține? Împotrivă sau nu abține? Împotrivă. Trecem la punctul 4. Proiectul hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Orbieni, în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordine de zi a ședinței AGA, ADI, din data de 23.11.2021. La adresa 917 din 5.11.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, da? A informat Unitatea Administrativă Teritorială Orbeni cu privire la faptul că, având în vedere solicitarea 11.503 din 30.01.2021, formulată de Compania Regională de Apă Bacău S.A., înregistrată la ADIP sub numărul 773 din 30.01.2021, adresa care a fost anexată prezentei adrese, care îi dau citire, s-a solicitat analiza necesității și oportunității formularii unei cereri de intervenție în dosarul 2355/110/2021 de la Tribunalul Bacău. A fost identificată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, cazul nostru Orbeni, în AGA-DIP, convocată pentru data de 22.11.2021, printre atribuțiile adunării generale ale ADIP cu privire la activitatea proprie, se regăsește și cea cu privire la aprobarea contractelor care vor fi încheiate de ADIP în nume propriu, acolo valoare depășește echivalentul lei a sumei de 10.000 de euro, având în vedere prevederile legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP. Ținând cont de faptul că termenul din dosarul anterior menționat, acesta este stabilit pe data de 6.12.2021, așa cum rezultă și din portalul oficial al instanțelor judecătoare, este necesară aprobarea regim de urgență a proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA-ADIP din data de 22.11.2021. Practic, acest dosar, la care am făcut emitere, da, pentru că am verificat și eu portalul instanței, portalul Tribunalului Bacău, este acest dosar în care, firește, în urma unui conflict fiscal la nivelul primăriei municipiului Bacău, s-a ajuns ca pe rolul instanței să fie înregistrat un dosar cu reclamant primarul municipiului Bacău și, părând, firește, SC Compania Regională de Apă Bacău. În partea cealaltă, aprobarea are în vedere, practic, contractele acelor cuantum depășesc 10.000 de euro și, cu siguranță, acest punct din ordinea de zi se leagă de o hotărâre aprobată anterior, prin care Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău intenționa să încheie un contract de reprezentare juridică pentru cele aproape 2.000 de dosare, ziceam la vremea respectivă, pe care le are, în urma datoriilor, executorilor care se infurc și, bineînțeles, a fenomenului de fur de apă. Voi da citire și procesului și proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni, în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA-ADIP din data de 22.11.2021. Având în vedere prevederile articolului 2009 și următoare din Codul Civil, articolul 8 aliniatul 1 și articolul 27 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Astfel, legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 241 din 2006, republicată cu modificările și comitetele ulterioare, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Urbeni Pribin, de aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Urbeni și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, a ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificările și comitetele ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacoa-Dib, contractul de finanțare numărul 423 din 2020, precum și contractele de împrumut încheiate cu BERT, văzând adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacoa. În calitate de autoritate penală numărul 917 din 5-11-2021, registrată la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Orbeni cu numărul 6621 din 8-11-2021, însoțită de adresa SC Cravesa, numărul 11503, prin care se solicită formularea unei cereri de intervenție în dosarul 2355 din 2021, înregistrat la Tribunalul Bacău, ținând seama de referatul de aprobare al primarului Papa Costache, de raportul compartimentului de resort, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în temeiul articolului 129, aliniatul 2, litera A și D, aliniatul 3, litera D, aliniatul 7, litera N, articolul 139, aliniatul 3, literele D, F și G, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, prin codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Urbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă, asociatului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze pentru în adunarea generală din data de 22/11/2021 la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi, comunicate prin adresa ADIP numărul 918 din 5-11-2021. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Comunei Urbeni, SIC, Compania Regională de Apă Bacău, Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Dacă se atentează puțin, dacă nu aveți pune la vot, cine este pierd. Împotrivă, abține. Domnul Fantu are o solicitare. Vă să prezentați. Mulțumesc, domnul președinte. Nu vreau să facem intențiune și nici să mă acuzez de timpul dumneavoastră. Vreau să vă reamintesc faptul că am sugerat într-una din ședințele anterioare ca până la finalul anului să procedăm la întâlnirea celor trei comisii din cadrul Consiliului Local Orbeni și a ne propune să ne proiectăm tematici de dezbatere pentru anul 2022. Va juca măsura în care timpul se scurge, iar în cursul acestei luni și până la sfârșitul anului ar trebui, cred eu, să ne întâlnim într-o ședință. Vă sugerez, dacă sunteți de acord, și să ne stabilim o tematică pe lângă cele impuse de executiv și datorită evoluției vieții executivului va veni întotdeauna cu proiecte, pe lângă acestea, să ne propunem spre dezbatere acele teme care, știu eu, în viteză ne-au scăpat, dar și pentru faptul că, zic eu, nu ne-am pregătit din timp cu astfel de proiecte. Vă amintiți că am sugerat atunci o serie de teme care mi-aș dori să fie supuse spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Orbeni pe parcursul unui an întreg. Până mai le sugerez și vă reamintesc, cam în cursul lunii noiembrie, ar fi bine ca până la sfârșit cele trei comisii să ne întâlnim și să ne proiectăm activitate a tematicii pentru anul 2022, alături de cele impuse de executiv, care vor veni pe parcurs. Deci vă reamintesc acest lucru și insist și vă rog în același timp să aveți în vedere faptul că mai sunt teme care, da, așa cum am spus data trecută, ne-au scăpat dezbaterii sau, știu eu, poate nu ne-am Ba da, au fost și de actualitate, mai sunt și rămân de actualitate teme privind viața socială și nu numai, și economică chiar, și culturală a comunității noastre. Chiar în condițiile pe care cred, pe care le străbate, avem datoria să proiectăm activitățile viitoare, în speranța că va fi din ce în ce mai bine și spre o viață normală
totul cu gând la normalitate, pe care cu toții ne dorim. Dumneavoastră, vă provoc la această dezbatere internă, din care să rezulte o tematică de dezbatere pentru anul următor. Dacă sunteți de acord, mai bucurat, dacă nu, n-ar fi bine nici pentru noi, nici pentru cetățeni, ca astfel de teme să nu, să nu ai loc de dezbatere în Consiliul Local Orbea. Și am în vedere experiența pe care o am încurnat în acest domeniu și v-aș ruga, v-aș sensibiliza, în sensul în care doriți să dezbatem și alte teme legate din viața socială și economică a Comunului Orbea. Prin urmare, vă aștept până la sfârșitul lunii la o ședință pe care noi să ne-o propunem, la o ședință internă, nu neapărat una cu o astfel de convocare, deci m-am bucurat să fie și așa, să se bucure de toată atenția executivului, inclusiv a primarului, o ședință la care să participe toți factorii de decizie și împreună să stabilim o tematică de dezbatere pentru anul 2022. Vă aștept cu drag și interes la o astfel de dezbatere. Mulțumesc! Se pune la vot provocarea lui Fanta. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu aceasta, ședința, mulțumesc.